Și astăzi că e ziua premierelor la Prima Oră, să începeți și voi ziua frumos, să vă meargă bine și indiferent ce v-ați pus în plan să se realizeze. Noi la Prima Oră ne distrăm ca de fiecare dată, încercăm să vă informăm și să fim bine dispuși, iar ca să începem bine și această săptămână, vrem să ne aducem aminte cum a fost săptămâna trecută. Săptămâna trecută la Prima Oră. Săptămâna trecută, la Prima Oră, a fost una plină de surprize și mai ales provocări. Provocată a fost și Dara, să ne dea horoscopul la viteză, la propriu. Sfârșitul retrogradului, Mercur, care e și astrul tău dominant, va însemna o determinare în sfera relațiilor. În plan profesional, se așteaptă la fel o etapă favorabilă. Și dați cadrul larg să vedeți Dara în acțiune la Prima Oră. Odată prins în platou, Mark Stem nici nu s-a așteptat că interviul se va transforma într-un dans bogat în stiluri alături de Rodica Bucșanu. Iar dacă vorbim despre noutăți absolute, atunci putem să vă spunem că am trăit prima experiență pop a fetei lui Igor Cuciuc. Andreea a venit la Prima Oră cu prima sa piesă. La finalul săptămânii trecute, la Prime a fost dat startul spectacolului TV Roata Norocului. Bineînțeles, repetiția generală a fost la Prima Oră. Stop! Eu știu deja. Dan Jelescu de la Prima Oră. Nu știu. E așa? Ești. Start. Stop. 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 Eu am ridicat. Hai. Roata Norocului la Prime. Oare ce ne așteaptă săptămâna aceasta? Numai cei care ne vor urmări vor afla. Numai la Prima Oră. La revedere! Mulțumim din suflet! Ne vedem mâine! La revedere!